tratativ pentru un disc de Crăciun care se numește Jazz Delights sau Christmas Jazz Delights, care va apărea în Mi aduc aminte că m-am făcut niște casete cu Christmas, White Christmas. White Christmas Nights. Deci nu mai am nicio casetă aceea și aș dori pe cineva, dacă o are, să-mi o dea să o mai copii. Într-adevăr, în care totul era aranjat și cântat de mine. Într-o piesă, erau foarte multe piese, teme folclorice acolo, că cred că i-au pur și simplu i-au șocat pe norvegeni sau nu știu cine s-a făcut acest disc. Era o piesă care se numea Toaca de Paște, unde tu imitai vocal toaca și după aceea cântai Hristos a înviat pe patru voci. Da. Făcute toate de tine, suprapuse pe bandă de mai întâi. Asta a fost într-adevăr momentul cheie. Eu am gândit să... ce percuții avem în muzica noastră? În muzica populară nu avem percuții, să spun. Poate o tobiță, dar nu avem ca brazilienii, nu ne putem lăuda așa ceva. Și am zis, dar totuși muzica religioasă nu avem noi toacă. Și am urmărit o emisiune întreagă despre toacă, pe care am băgat-o la computer și în 6 minute durează piesa. După ce am terminat eu de tocat, mi-a spus inginerul de sunet, Strange Country. Și așa am făcut. Strange Country, dacă a fost superb. Și după aceea Hristos s-a înviat, păi sunt vreo 20 de voci acolo, e un cor întreg care sunt foarte, foarte încântată că am putut să fac. E unic, da. E unic acest moment. Și mi se mai cere toaca să o cânt. E obositoare, că respir de câteva ori, doar în preț de vreo 4 minute. Cu discurile cum stai? Cu discurile stau foarte bine. Am adus aici ultimul pe care îl am, pe care îl mai am, că celelalte, tu știi, sunt încă la Bruxelles și nu le mai am la mine, pe care l-am tras, un disc făcut și la București și la Bruxelles cu Anca Parghel and Sons. Așa a fost ideea producătorului. Adică Sons. Nu mai sunt, eu spun partenerii mei, nu mai spun copii, că nu mai sunt copii. Ciprian are 28 de ani și are și o fetiță. Deci ești bunică. Sunt bunica și o fetiță scumpă, da, care se numește Anca Petria Parghel. Eu îi spun Anca Parghel Junior. Și cu Tudor, care are acum 24 de ani și care sunt dintre mai bărbații și căsătoriți și așa mai departe la casele lor. Și instrumentiști cu școală, fiindcă au fost studenți și la Bruxelles, la Conservator Regal. Studenții, doi mari maestri ai lumii, eu spun, nu numai ai Europei, cu Jean-Louis Lassenfoss, belgian de marc, profesorului Ciprian. Ciprian a absolvit, cu care ai colaborat și tu. Sigur, pentru majoritatea discurilor pe care le-am tras cu Klaus, Ciprian a absolvit cu distincție, deci este cu un fel de magna cum laude la el și a spus că a fost cel mai bun student al lui din cariera lui. Și Tudor a făcut cu Bruno Castellucci. Foarte cunoscut. Care este foarte cunoscut, senzațional muzician. Dar eu apreciez la Tudor și faptul că este un foarte talentat pianist și chiar vocalist pe undeva, improvizator. Cred că asta o să fie pe undeva, cum spunea Mircea Tiberian, spunea, dragă, zice, lasă cu tobele, e pianist, tu nu vezi că e pianist? Zic, de ce se mai cântă la toate instrumentele astea? Într-adevăr, Tudor face pian ca un pianist și aranjor. Nu știu nici eu cum a învățat, că a făcut clasic. Cred că s-a născut pe undeva, pe 16 septembrie, când a fost ziua mea, mă întorceam de la Monterey Jazz Festival anul ăsta. Era ora 2 noaptea și intrând în casă, am găsit așa o felicitare pe care prietenii mi-au scris un buchet mai de flori și mi-au spus, dragă Anca, noi te iubim mult de tot, ești un om deosebit și am dorit să te muți la San Francisco, să ne cânți mai des, în acest fel am fi mai puțin nefericiți. Așa a fost cel mai mare compliment care mi s-a putut face. Vino mai des sau mută-te chiar aici, ce să vii mai des, ca să fii mai puțin nefericiți. Deci de aceea eu parapărând această frumoasă urară, să spunem și noi, Anca, te iubim foarte mult. Și eu mă iubesc și te iubesc în mod special pe tine, Florian. Mulțumesc mult! I'm not half the girl I used to be.
Love is such an easy game to play. I wanted a place